Asta mi se pare și mie, că dacă era, era un român la bord, mi se pare că se rezolvă. Dar stai, fă, dracu, jos! Stai, dracu, jos, că ne coboară ăștia! Stai, dracu, îmi stric concediu în Dubai! Bate-o, bă, dai, bă, una! Doamne, stiuarte, să mă ridic eu! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit! Bine ați venit! Ce drăguț! A sunat Arsenio Hall. Vă mulțumim foarte mult că ați venit în această seară și vă mulțumim și vouă că vă uitați la episodul numărul 6 din Breaking Views. Numele meu este George Dumitru, eu o să fiu moderator, o să fiu gazda voastră. Pentru cine vede pentru prima dată acest show, discutăm ce s-a mai întâmplat în materie de știri, știrile care ni s-au părut nouă cele mai interesante, și le dezbatem împreună. Și când zic că le dezbatem, nu e nicio problemă acolo. Și când le dezbatem, nu o să fiu eu cu multiplele mele personalități. O să am niște oameni alături de mine pe care îi invit acum în scenă. În primul și primul rând îl avem alături de noi, ca de obicei, pe Geo Adrian. Hai o rundă de aplauze pentru Geo. Conspiraționistul nostru, de asemenea. Avem un conspiraționist de serviciu, numele său este Felix. Hai o rundă de aplauze pentru Felix, cowboyul nostru, care pare că a devenit pinguin. Și în această seară avem doi invitați, care de altfel e o premieră pentru Breaking Views. Avem și doi invitați și sunt și un cuplu. Așa că haideți să dăm o rundă de aplauze pentru Ioana, Luiza și pentru Boxy. Hi! Suntem un cuplu, oameni. Sunt Ioana, Luiza. Bună seara. Ea e Ioana, Luiza, el e Boxy. V-am deconspirat? Nu mi-am dat seama. Poate am greșit. No. Vedem la final de emisiune, să da. Nu ne pronunțăm. Adevărul e că, vă zic de pe acum, o să încerc să profit de faptul că sunteți un cuplu, poate ne dați niște sfaturi, poate ne ajutați cu niște chestii, sunt niște știri care merg cumva în zona asta de cuplu. Poate să... Prin aplauze, sunt cupluri aici, avem, da? Uite. Uite, vezi, eu aplaudia, nu vezi? Deci deja... Boxy a aplaudat, Ioana Luiza nu. Atâta zic, say no more. Boxy și Luiza, înainte să începem, îmi place mie să întreb chestia asta. Vă uitați la știri? Aveți un site? Aveți o chestie pe care o monitorizați? Eu intru pe Facebook, okay. Pe un anumit site de socializare și de acolo mi-au toate știrile. Mm-hmm. Deci sunt susținător aur. Am înțeles, n-ai cum. Și poze cu mușcate și orhidee. Da, și spor la cafeluță tuturor. Am înțeles. Boxy? Eu îmi iau știrile de pe Reddit. Deci, trotinetar. Da. Deci avem... Adică, leftist. Da. Avem un conspiraționist. Nu, sau? Sunt pe grupurile celelalte, sunt pe subreddit-urile, nu leftist. Alea ok. Da. Usărist. Am înțeles. Zi drept. Niciu, sunt, nu e complicat. Nu prea citesc știri, mă sperie. Și cu Dacian Cioloș? Reper? Nu mai e, nu. Am înțeles. Bun. E ok, avem știrile pregătite. Nu știm pregătite. Nimic, deci avem păreri. Avem păreri și nu știm nimic, asta da. Cred că. Ca părinții voștri suntem. Ați venit exact unde trebuie. Hai să începem cu prima știre. E o știre care cumva nu mi-a venit să cred ce am citit. Conform unui sondaj recent, se pare că rețelele sociale înlocuiesc vertiginos cartea, cinemaul, teatrul și expozițiile de artă. Nu știu dacă sunteți conștienți de ce se întâmplă în societate. Era nevoie de un sondaj. Nu puteam să ne dăm seama. De altfel, eu pe Facebook am văzut prima oară articolul. Vă dau câteva informații. Ideea este în felul următor. Se face în fiecare an un astfel de sondaj și avem așa. Eu l-am făcut pentru ce spun românii, nu? Da. Au întrebat efectiv 100 de români și am aflat așa. 80% dintre români nu merg niciodată la teatru. 70% nu au intrat niciodată într-un muzeu, expoziție sau galerie de artă, 83% nu merg la bibliotecă, iar 90% nu au văzut niciodată un concert de muzică clasică. Întrebarea mea e ăștia 10% de-au văzut. Da. Câți din ei sunt oameni care mâncau șaorma pe Victorie și au trecut pe lângă piața George Enescu și era muzică clasică gratis? Au văzut accidental, asta zici tu? Da, 100%. 10% din oameni au văzut, asta mi se pare mai șocant decât că alții n-au văzut. Să-mi seama ce înseamnă 10% din oameni să vadă ce-ai zis tu? Și pe mine m-a frapat faptul că, știi, se întâmplă, e sondaj. Adică mă întreb pe mine, ai mers vreodată la teatru? Da. Normal că zici că da. Nu zici da dacă nu ai măcar ceva de backup. Nu ți-e frică de a doua întrebare, nu? Ați-e frică că și la ce concert ai fost?
La, sau la ce teatru național? Ce, oriunde există un teatru după, național. Da. Easy. După Vox Populi, da, mi se pare că oamenii sunt mult mai precauți. Zic adevărul. Da. Scurt și la obiect, așa. Pe mine m-a frapat, pentru că continuă, sunt mai multe informații, că suntem în scădere. Asta e important, la ce înseamnă mers la teatru, la cinema și așa mai departe. De exemplu, în 2019, la cinematograf mergeau 35% din români, în 2022, 26%, și asta în condițiile în care în 2022 a apărut team building. Deci vă dați seama, dacă wow, nu apărea... Cred că, Geo, tu ești responsabil pentru cel puțin 6% din aia 26% care au venit la cinema. De acolo te știam. Așa ne creștem view-urile. Da. Eu, până una alta, aș adăuga că părerea mea este că e vina instituțiilor de cultură pentru această scădere, pentru că, în loc să facă piese de teatru de o oră, de două ore, de exemplu, ar putea să facă piese de un minut, 40 de secunde și la final să spună like and follow for more. Și e foarte simplu, vine lumea a doua zi, da, iarăși, clickbait-ul, nu au clickbait-uri, nu au chestii de... Intră aici să vezi ce m-a mai făcut prințul Danemarcii. Da. Știi? N-au asta de vezi doi tineri pe care familia îi împinge la sinucidere și ce mult se iubeau. N-au chestii de genul. A fi sau a nu fi, răspunsul te va șoca. Exact, exact, exact. Da. Da. Așa e. Și mai am o sugestie pentru galeriile de artă și cu asta am termin pledoaria. E greșit ca tablourile să fie împrăștiate prin tot muzeul. Nu, e total greșit. Dacă vreți, dragi muzee, să adunați oameni, puneți-le pe toate la intrare și faceți un panouaș cum sunt covoarele când le cumperi, știi, să dai așa. Și dai așa și da, te uiți tu printre tablouri și zici, gata, le-am văzut pe toate, am plecat, la revedere. Dacă poți să le și dai cu degetul așa, să treacă cal, să le iei repede așa dintr-o dată. Să fie direct în sertare, nu? Tragi sertarul cu oa, bă, că, da. Vă îngrijorează chestia asta? E o problemă? Ca asta mă gândeam, e o problemă faptul că nu se mai merge la teatru și la cinema și la muzică clasică? Eu, în general, sunt împotriva galeriilor de orice fel. Foarte precaut, foarte bravo. Da, mai are să ăștia de artă, care sunt cei mai periculoși. Da. Legione Granarta. De asta nu se unesc, de asta nu îi lăsăm să se unească. Am înțeles, da, da, da. Ce nu înțeleg, nu participi. Eu așa, te-ai văzut artă modernă, ce e? Iată, exact, un pătrat. Mie îmi place să intru pe Facebook, să mă cert acolo, să le zic la oameni, du-te la muncă, tu nu știi, ești o prostituată. Din asta așa, nu poți să faci asta la muzeu, că se uită lumea urât pe tine. Doar dacă ești angajat. Asta da. Da. Atunci... asta da. Și eu ultima oară când am fost la un concert de muzică clasică a fost tot din greșeală. Eram în Piața Sfatului și s-a întâmplat să trec pe acolo. Ah. Dar altfel nu, nu se plătește. Cum... Nu, cât de mult public mai este pentru o arie seara în oraș. E nu foarte greu să bagi boabe și să asculți Wagner. Asta atâta vreau să zic. Să zic. Că nu unde? Intră. Dar mai e o chestie și cu ocazia asta putem să mergem la știrea următoare. Mai e un fel prin care putem să încurajăm din nou oamenii să iasă în oraș, să meargă la teatru, să meargă la cinema, la galerii de artă. Și anume, putem să facem Facebook și Instagram să coste bani. Că am înțeles că există o inițiativă, nu știu dacă știați, în care europenii, dacă vor să nu mai primească reclame personalizate, au opțiunea să plătească pentru Facebook și pentru Instagram, mai exact, vă spun imediat, se pare că este 10 euro abonamentul pentru... 70 de lei s-a făcut, 70 de lei? Da. Mulțumesc mult! Deci da, între timp s-a făcut 70 de lei, dar cred că ne referim la 70 de lei pentru aplicațiile mobile și pentru conturile pe web, deci pe PC, cum ar veni, ar fi momentan 10 euro. În orice caz, e destul de mult. Îți dai seama câți oameni nu se stea pe același cont? Ca la Netflix. Câți oameni nu se împartă un cont, că nu mai avem bani, ăștia sunt toți banii. În loc de poze din alea cu el și ea, toată familia într-o singură poză de profil. Dacă sunt deja oameni care sunt early adapters, nu știu dacă ați văzut contul Gabriel și Mariana. Mami, eu cred... ți-a mai trimis cineva dick pic. Trebuie să anunțe da, unii când trimis trebuie să spui cui, pentru... Da. Da. Ca la telefon fix pe vremuri, știi, când sunai și trebuia să ceri cu cineva. Dar eu, în primul rând, eu nu sunt de acord cu ce urmează să se întâmple sau se întâmplă deja și n-aș vrea chestia asta pentru că eu nu știu cine sunt fără reclame. Eu știu datorită reclamelor, știți și statistica aia că Facebook-ul știe înainte ta că ești gay decât tu. Ce statistică e? E o statistică. E o statistică.
Eu nu sunt, eu sunt hetero, eu sunt hetero. Cumva ai primit o reclamă pe Facebook, că eu știm sunt, de dinainte dacă eu sunt super gay. Hetero ca o stâncă, sunt fetelor. Dar cum e chestia oamenii că... oamenii hetero. Da. Da. Sunt ca o stâncă. Deci eu... Pakistană sunt. Dar voi credeți că ne ascultă ăștia pentru reclame? Da, nu? Eu cred asta că zic. Da. Luați-vă toți, hai să facem un exercițiu, luați-vă toți telefonul în mână și la trei spuneți ce vă doriți și vedem mâine dacă, dacă se întâmplă. Eu zic că e mult mai... Hai să zicem toți același lucru și să vedem dacă primim tot ciocan pneumatic la trei toată lumea. Hai să facem asta. Da? Dar nu caută nimeni, da? Deci doar zicem. Eu doar am deschis, da? Da. 1, 2, 3. Ciocan pneumatic! Și okay. Uite, cineva a vrut altceva. Cineva și-a dorit altceva. Ciocan pneumatic anal e... e invenție germană, n-ai e, nu, fine, da. Orice poate să fie anal dacă ai ambiție. Asta e, da, da. Analul e o stare de spirit mai mult. Mai mult e ce ne dorim. Pentru căutarea asta sunt reclame deja cu femeie matură la 2 km de tine. Întrebarea mea este, ok, eu dau bani la Instagram să nu mai văd reclame. Da. Super. O să văd și poze fără Photoshop, că e și asta reclamă. Adică aș vrea un abonament. Instagram curat să fie cu toată lumea cum arată în viața reală. Să nu mai văd story-uri cu multă lume m-a întrebat cu ce mă dau pe față. Ei bine, să fie cineva sincer. Hei, nu m-a întrebat nimeni. E Botox, dar trebuie să-mi plătesc chiria. Cumpărați acești, nu știu, lichizi. Acești lichizi. Aceste sticluțe care nu fac nimic. Deci militez pentru un Instagram curat. Da, ori... sincer, ori dau bani, nu mai văd niciun filtru. Eu nu cred că există femei cu urechi de pisică. Am eu, eu asta cred. Nu sunt sigură, dar asta suspectez. N-am văzut în viața reală, vă zic. Soacra primarului din Baia Mare a pus banii de mită într-o cutie de prăjituri. Soția lui Chercheș, Chercheș fiind primarul din Baia Mare, e cercetat în același dosar. Practic, ce s-a întâmplat? Primarul din Baia Mare a fost arestat, condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare cu executare și soacră sa a luat cu de la sine putere decizia să încerce să mituiască o judecătoare astfel încât poate, conform stenogramelor, că există niște stenograme, să dea o pedeapsă mai blândă. Blândețe, cu blândețe. Da. Să dea cu blândețe. Da. Cum stătea doamna soacră acasă și era, ce-ți fac, mămică? Îți face, mămica, niște mămăligă? Îți vrei să-ți fac niște ostropel? Sau să-ți reduc pedeapsa aia cu executare pe care o ai? Aș putea încerca. Da. Și e drăguț că a dus și bani într-o cutie de prăjituri, dovadă clară că nicio bătrână n-are prăjituri în cutia de prăjituri. Toată, toate bătrânele țin diverse alte lucruri, papiote, ace, acareturi, tot felul 150 de, de euro. Se întâmplă. Ce se mai întâmplă? E pe acasă? Da. Mărunțiși. Deci ca să ne înțelegem, Claudia Gliga este soacra primarului Cătălin Chercheș din Baia Mare. Ea a fost interceptată în timp ce încerca să influențeze această decizie. Cum au interceptat-o? Ei, asta voiam să întreb, pentru că ea a luat legătura cu mama judecătoarei. Deci totul s-a întâmplat la nivel înalt ca vârstă. Nu neapărat ca... E, mai mult erau ele babe. Da. Ca asta mă gândeam, că eu nu, cred că nici nu vorbeau la telefon, cred că erau asta la zic. Geam. Erau la geam. au dus negocierea. Scrisori, poșta română, e cu nu, mă, cred că era la etaj. I-a bătut în țeava la calorifer. I-a bătut în țeava. Vecine, ești un pic, am o vorbă cu tine. Da, ce e exact. Vecină? E, ăsta al meu, ginerele. Voiam să vă citesc un pic din stenograme, e important. Excelent. Care pleacă de la soacra primarului, care zice, o prăjiturică la cafea? Da. Ce vă dau? Asta e, stenogramele nu arată că ea făcea din ochi în continuu, așa. Da. Asta e audiobook, e audiobook. Da. 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 Și mama judecătoarei zice, nu, trebuie să plătesc prăjitura. Doamne ferește, zice. Și acum, asta e șansa ca, în care el ar putea să-l achite. Și m-a întrebat și nu știu ce, adică ce blândețe, că se tot vorbește despre ce blândețe. Și doamna soacră zice, în sensul că să nu-l condamne, să nu-l condamne. Și a zice, ioi. Asta este, ioi. Asta a fost. Ioi era codul pentru care să, gata, puteți să intrați peste ea, să o doborâți. Da. A fost, ioi, spargeți ușa. Ioi. Spargeți ușa, legați. Ioi. Ioi. Și continuă, doamna soacră. Când te fiți în pericol, zi ioi. Soacra continuă, aia e blândețea, să nu-l condamne, că asta este o variantă. Ori îl achită, ori îl condamnă. Deci două. N-are nimic prelungire, nu știu? Îți două din ce am înțeles.
Și zice la final, la dosar, așa, există și chestia asta. Un cadou. V-am făcut un platou, un platou cu prăjituri. Cum? V-am făcut un platou. Ăla e în portbagaj. Păi trebuia să aduci și să pui acolo. În prăjituri? Da, m-am gândit și la varianta asta. Dar e pungă de cadou și o cutie de cadou. Nu se vede nimica. Și e efectiv, zice cu subiect și predicat asta ce e. Urmează să se întâmple. Se uită în cameră și zice, nu se vede nimic. Da. N-aveți cum să vă prindeți. Și bineînțeles că la final, când totdeauna e discuția asta, că te duci să-ți faci un tatuaj, că te duci să dai niște mită, uneori e foarte importantă întrebarea care este și la finalul stenogramei, dar ăstea de aici sunt euro sau lei? Răspunsul este citește da. Și finalul, că este extraordinar, că eu de asta cred că nu o să putem să avem în zona aia de țară. N-ai cum să ai mafioți, că nu înțelegi nimic, doar nu știu, citit. Nu știu dacă la asta te referi, ăsta e finalul articolului. Ăsta, da, când întreabă ea, deci euro, nu lei, și doamna zice, nu, doamne feri. Și cealaltă răspunde, no, păi. Și următoarea zice... Următoarea zice, no, da, da, eu mă uit un pic. Deci ai urmă, nu, no, păi nu, doamne fere, no, da. Dă tu asta la un străin și ziceți, uite, acesta este cazul. Da. Da, da. Nu, păi, doamne fere. Da, s-a vorbit numai în prepoziții, nici ce sunt astea, n-a apucat să... Ai nevoie de captions la discuția da. Asta, aici. Vă spuneam eu la un moment dat că dacă aveți vreo știre sau vreo chestie la care v-ați uitat recent și v-a pasionat, vi s-a părut interesant, puteți să ne povestiți un pic, poate știm și noi, poate nu, dezbatem un pic împreună și mi s-a dus vocea în sus și domnul Felix are și un premiu pentru cea mai interesantă știre. Da, între deci, știri. Vă ascult. Are cineva vreo știre pe care a avut-o recent, i s-a părut interesantă? Și vreți să o dezbatem repede? Orice subiect. Știre? Te rog, în spate am rând. Dorian Popa, ok. Ce-a făcut? Ce e greșit la răspunsul ăla atât de bine plătit și făcut? Dorian Popa, faptul... Deci, stați așa. Ai zis doar Dorian Popa, eu preiau de aici, mă întrerup dacă zic vreo prostie sau ceva. Da. Ideea e că a fost prins la volan și a ieșit... a fost testat și a ieșit pozitiv la cannabis. Da. Iar argumentul lui pentru faptul că a ieșit testul pozitiv a fost că era la o petrecere unde se fuma nu, drogul asta maricona. E o minciună din știri. El a recunoscut în apology video. Că de fapt a consumat, dar nu în ziua aia, era perfect lucid, a făcut exerciții, le-a trecut cu brio. Și asta a fost invenție? Primă, că asta a fost S-ar putea lucru... să fi fost, de fapt, el s-o fi zis, dar nu era, era off the record. Nu o luăm în serios, da, că nu, da. Nu a depus un efort să da. Zic asta, a aruncat da. Așa de la șold. Cert e că e cea mai mare greșeală din viața lui și ar trebui să fim alături de Dorian în momentele astea. Aș zice că cea mai mare greșeală a fost alegerea nuanței de alb de la dinți. Bravo. E prea alb, e prea alb. Da. Poate de-aia fuma? Iată. Să și îngălbenească un pic. Să corecteze. Da, Dorian e... Sau poate ai spus Dorian pentru că s-a despărțit de prietena lui și nu vorbește nimeni despre asta. What? Da, Babs e liberă. S-au despărțit înainte sau după... S-au adunat toate la capul lui și cu păcănelele și cu... E efectiv un vortex de răutate. Și cine l-a prins pe Cheluțu? Că aia mă interesează pe mine. Cine l-a primit pe Cheluțu? Da. A rămas la el Cheluțu. Ok. Păi, am crezut că e Cheluțu liber, e... că aia mă interesează pe mine. A zis el într-un Dar podcast. Eu pe Cheluțu. A zis el într-un podcast. Cheluțu i-a făcut 120.000 de euro sau ceva genul. Wow. Îți dai seama că ține un astfel de asset. Da, da, da. E ca un copil. Mamă, motanul meu n-a făcut niciun ban să-mi bat pe cealaltă lasă că lui. O să avem știri o care... O să avem știri. Da. Mulțumim pentru știrea, într-adevăr, Dorian Popa, suntem alături de Dorian aici. În spirit și în suflet. Dorian, okay. Și sperăm să fie bine, că altfel a avut o viață grea. Hai să mai auzim... alte știri. Alte știri. Corect. Brânza corect regală. Asta, bravo. Eu chiar am vorbit cu băiatul ăsta. Nu e brânza regelui? Brânza regelui, da. Da. Brânza regelui. Mărturisesc că pe brânză stau prost. Deci aici va trebui să... Felicitări, George! Va trebui să... Ce norocoasă e prietena ta! Da, și mă. Vreau să... unul dintre voi poate să-mi rezume despre ce e vorba... Eu nu am vorbit cu creatorul brânzei regelui. Am vorbit cu creatorul, dacă știți. Am... Deci există o marcă nouă de brânză? Asta nu există o marcă nouă de brânză. Există o farsă nouă. Există un YouTuber pe care îl cheamă...
Nickname Pete, nickname dar nu, Pete, nu contează cum îl care cheamă. Care a făcut un video pe internet în care, păi nu, numele de internet da, vreau, da. În care a propus a încerca influencerii să vadă dacă pun story-uri cu chestii pe care le primesc random. Și el a pus pariul ăsta că le trimite o chestie, cred că chiar le-a dus-o da, da, da. Și să vadă câți deci e ceva fictiv, brânza regală e ceva fictiv și ăștia da, au... Da, dar el a depus un efort să facă asta. A depus nu? Un adică efort foarte mișto, a scris niște scrisori oficiale de curtea regală care nu există, a cumpărat o brânză de 7 lei poloneză, a mai cumpărat un vin, a nu făcut românească, niște... că dacă era românească poate se prindeau. Da. A pus niște cutii de pantofi, toate lucrurile astea, le-a livrat în special acolo la... Cei care au pus botul, asta contează cel mai mult, puternic, a fost Oana Roman, săraca, numai scandaluri. Fiți când uitase lumea că ea a mâncat 3 felii de pizza când a zis fiica ei că a mâncat 3 felii de pizza. Abia ce uitase că Oana Roman e grasă și... E urmărită de necaz. Și e urmărită de necaz. Și calorii. Da, și bineînțeles Ana Oana Roman, Dorian Popa? Nu putem să vorbim de relația aia, nu putem să vorbim de relația încă. Nu e oficial. Nu e oficial. Ce? Nu știu. Nu știu, ce? Tu ce știi? Nu știu ce se întâmplă. Nimic. Nu nimic. Nu nimic. Și bineînțeles Ana Morodan, care știm că de la stupefiante accept. Ana Morodan o să rămână în sufletul meu pentru că a fost prima știre de la primul show Breaking Views. Ana Morodan. Da. She's back. Dosar penal 2, dar she's back. A zis că nu o să mai meargă niciodată, nu o să mai conducă niciodată. Am văzut-o. Da? Da. Păi nu mai las. Nici nu mai lasă, dar oricum nici ea nu mai voia. Cred că mai degrabă ea nu voia. Mai e vreo știre? Sigur mai sunt. Iohannis și avioanele private. Recorder. Bravo, da. La Recorder, da. Recorder care sunt ați venit competiția cu Recorder noastră. Da, noi și competiția Recorder noastră directă. Da. Spuneți. Din nou, am nevoie de ajutor, că nu știu așa multe informații. Știu doar că lui Iohannis îi place să se dea cu avionul. Da. Și că și cu schiurile și că îi place și secretomania legată de chestia asta. E foarte greu să obții informații legate de câți bani a cheltuit omul, câți bani cheltuie în general cu zborurile cu avionul și care avion personal, dar, mă rog, personal, avionul președinte, cum ar veni, Air Force One românesc, pe care nici nu-l folosește uneori. Da, a renunțat la tarom. A renunțat la el și are... Asta e? Am acoperit-o? S-a mai întâmplat ceva ce nu știu? Forța aerului numărul 1 ar trebui să se numească? Da. Ceea ce nume perfect pentru avionul prezidențial românesc. Da. Forța aerului numărul 1. Și numai așa e. Și un deget care se mișcă. Eu nu cred că e o problemă ce face Iohannis, că până la urmă lăsați-l că e în ultimul an de mandat. Era clar că urmează o chestie din asta, da, o delectare. Trebuie să-și facă de cap. Exact, mai stă în vacanțe cât o zi, două, da, față de alți lideri știți, europeni. Mai țineți minte când erați la școală și se încheiau mediile? Și mai trebuia să mai mergi la școală o săptămână? Da, da, nu, da, e... da, da, nu era. Asta, s-au încheiat mediile. E ultimul an, mai... e rezolvat. Eu sunt destul de sigur că face sex cu Carmen în avioanele astea și asta e cel mai important. Nu, că n-au copii. Eu cred că de asta n-au copii, că n-au făcut sex în mult. Crezi că și sunt se în... prinde în aer? Da, da, da. Crezi că sunt în The Mile High Club? La Wizz Air crezi că nu s-a făcut niciun copil niciodată? A, nu, clar. A, asta, uite, asta mi se pare că zburăm toți foarte mult. De ceva vreme de când avem Wizz Air, Ryanair, toate avioanele super înguste și faine, zburăm foarte mult. Și acum suntem supărați că și el zboară, dar... Dacă făcea o loterie a zborului și fiecare român putea să se înscrie în loteria și te lua câte un român pe fiecare zbor, era cel mai iubit președinte. În continuare milioane de dolari date pe să avioane. Să te ceri cu Iohannis cu cine stă la geam. Come on! Tu-ți dai seama că... Come on! Tu-ți dai seama câte cuvinte apuci să bagi până răspunde el? Da, era fai dacă nu te scriei tu, scriei cu nume. Și efectiv o trimiteam pe Floricica Dansatoare sau pe cineva. Da, un zbor din ăsta lung. Da, 6 ore. Domnule Felix, hai să decidem împreună ce aveți. Aveți onoarea de a decide. Dacă vreți să contribuiți, în mod normal Felix dă un premiu, cele mai interesante știri. Vreți voi să dăm premiu? Nu, tradiția decide. Decideți dumneavoastră. Haideți să recapitulăm. Deci am avut Iohannis, am avut Rava și Floricica Dansatoare. Dorian am început. Dorian Popa. Care a fost a doua? A mai fost a doua. Brânza rege. Brânza rege. Hai să dăm pentru brânză, să intrăm și noi în trendul ăsta cu ProTV-ul. Ok. Cine este care a spus brânza regelui? E pe undeva poate pe acolo. Poate să ridice mâna? Te dacă vedem? Băi, influencer, vezi? Salut. E acolo în spate. Salut, băiat, da? Salut. Bun, e perfect.
ai un trusou de botez semnat de viceprimar și 3 kg de prăjituri asortate. Domnul Felix. Ce vârstă ai, te rog? 30. Ai zis 30 ca și când ai mai mult decât 30. Stai liniștit, ești în target. Ai câștigat o ediție crisp de Bravo Girl. Winter Edition. Sunt foarte multe sfaturi aici de beauty, de... Uite, your life, te-ai certat, împacă-te. Sunt foarte simple. Sunt sfaturi simple. Dacă vrei să ne mai uităm prin ea până eu dăm... Cum te cheamă? Eu dăm, uite. Poartă fustă scurtă iarna. Sunt numai sfaturi pentru fete... Fete. Nu știi. Deci, na. Nu știi când îți trebuie. Felicitări. Cum te cheamă? Ștefan, vino să-ți iei Bravo Girl-ul. Dacă nu poți să ștergi sau să mănânci brânza regelui de pe ea. Și tocmai a intrat pe watchlist la poliție acum, dar baftă. Ai ordine de aplauze, Ștefan, bravo, felicitări. Maker. Mai avem doar 3 știri peste care o să trecem un pic mai repede, să mai din să mai dinamizăm. Să mai dinamizăm și din zona mai mult curiozități, așa, știi? Hai să dinamizăm emisiunea asta, hai să ne schimbăm locurile între noi. Hai! Mergem mai departe. Scene suprarealiste la Alba Iulia, unde primarul USR, Gheorghe Funar, și președintele Aur Deva au judecat Imperiul Austro-Ungar. Da, tată! Da. În sfârșit! Da. Tribunalul de la Nürnberg. S-a făcut un live pe YouTube, au pus o masă, au pus un tricolor pe masă și s-au apucat să judece un imperiu care nu mai există de vreo 100 de ani. Și s-a făcut dreptate. Ungaria a greșit, change my mind. Da, exact. Cam asta s-a întâmplat. Și aia era masa, chiar aia era masa. Aia s-a întâmplat. Au început cu Imperiul Austro-Ungar, urmează să judece pe cine l-a omorât pe Toma Limoș, am senzația. O să fie pe zmeu pentru răpire. Sunt multe lucruri de judecat. În mai puțin de 5 minute au ajuns la tunelurile dacice. Ideea e că Imperiul Austro-Ungar ca Imperiul Austro-Ungar, dar domnul Funar a profitat de spotlight. De spotlight ca să ne povestească, și o să vă zic imediat ce ne-a povestit. A luat-o direct pe arătură. Adică n-a prefațat, n-a pornit mașina pe șosea, a tras a început direct. Să zic așa, citez. Împăratul Traian a asistat personal la ștergerea de pe suprafața Pământului a primei capitale de pe planeta Pământ, Sarmizegetusa, care s-a aflat lângă Hațeg pe o suprafață de 400 de hectare. Sub această capitală, în care intrau cel puțin 100.000 de luptători, a fost construit și se află acolo primul oraș subteran de pe planeta Pământ. Din orașul subteran pleacă tuneluri în țară și în lume. Ne-am întors la tunelurile dacice. Nu vedeți pe asta. Îți intră speciala la patriotism, așa, ai de toate. Nu, capitala Pământului. Da. N-am auzit asta planetei niciodată. Pământ, da. Planetei Pământ. Mi-a zis mie un copil când eram mic să lăuda că a fost la box și a ieșit campion mondial pe țară. Așa și asta, e capitala Pământului. Cert e că, repet ce am spus și în emisiunile trecute, ce știu eu, la ce am asistat eu, e că poți să-ți încarci telefonul. Dacă ai până în iPhone 7 Plus, poți să ți-l încarci wireless. Atât aveau Dacii. Dacii aveau până în iPhone 6. Până în iPhone 6, da. Ți se încarcă instant telefonul. Atât. Și se ridică părul, mai multe lucruri. Da. În tunel sau și energia? Pe păi știu că e energia, asta te întreb. Da, în tunel, nu, doar în tunel. Nu e la suprafață. Dar tu o să fii ghid la aceste călătorii în tunelurile dacice? Da, o să am tot așa microfon și o să vorbesc cu oamenii din spate și o să le spun. Aici au fost giganții, aici au fost... Da. Vreau și, unu, vreau și eu. Da. Și doi, în loc de steguleț. Știi că am mai văzut ghizi cu steguleț. Poți să mergi cu lupul dacic ca să facă și zgomot. Nu, dar luăm lupoaica de aici, efectiv. Luăm lupoaica de la... Cu tot cu pui. Tot cu pui. Șmecher. Am rezolvat. O rezolvăm. Mergem mai departe. Avem o altă știre, cumva mergem la știri externe. Un zbor Qatar Airways forțat să aterizeze de urgență după ce o femeie a descoperit infidelitatea soțului său în timpul zborului. Și s-a luat la bătaie. A descoperit violent. Da, și da. Au trebuit să aterizeze de urgență în China. Și te mai miri că zboară domnul Iohannis privat. Cum dracu să nu... Da, da. E super periculos în ziua de azi. Bă, dar cât de mult scandal a trebuit să facă femeia asta încât să zică oamenii ăia, nu,
Hai, legați-o un pic. Păi nu că îl bătea cu un articol, dacă ați citit, îl bătea, de asta au decis ăștia să oprească, da, de urgență. Da, la bătaie. Că îl omora. Și felul în care a fost descoperit, foarte mișelește, mi se pare. A, ce-a făcut doamna. Ce-a făcut doamna. Că e și vina ei. Ăsta dormea? Da. I-a luat degetul, i l-a pus pe telefon. Telefon vechi dacă n-ai facial recognition. Asta vreau să zic și eu. Da, merita bătut. Exact, asta mi se foarte pare urât. Și mie degetul în somn se suge, nu se... Da, exact, exact. Și nu se face. Pe de altă parte, nu se umblă cu degetul gol pe lângă nevasta curioasă. Și asta știam, e altă vorbă. Ziceam că vorbeam noi la un moment dat. Și dar nu se știe dacă erau români la bord, nu? Nu, dacă se știe. Erau, se rezolva. Nu? Aplaudat. Asta mi se pare și mie, că dacă erau români la bord, mi se pare că se rezolvă. Da, stai, fă, dracu, jos! Stai, dracu, jos, că ne coboară ăștia! Stai, dracu, îmi stric concediu în Dubai! Bate-o, bă, dai, bă, una! Doamne, stuiarte, să mă ridic eu! Poți să mă ridic? Vă rog eu frumos! Unde ne opriți? Nu ne opriți! Nu, da, ne opriți! Da, da. Îți dai seama, confuzie, că au autorizat de urgență, nu mai aplauzi? Că nu ajungi unde ai... Nici nu știi. La India trebuie să dansezi când ajungi. Da, da, da. Am aterizat. Am ajuns la ultima știre, că vorbeam despre faptul că câți bani a făcut Cheluțu? Așa. Cheluțu a făcut poate 200.000, 920.000. Așa zice. Da. 200.000. Un tribunal din Statele Unite i-a acordat despăgubiri de 1,4 milioane de dolari unui bărbat căruia i-a fost furată pisica. Ceea ce, dacă puțin, aveți dacă pisici, pierdeți-le acolo. Aruncați-le, vedeți câți bani faceți. Ideea pe scurt e că proprietarul, cel care avea pisica respectivă, era într-un, cred că se numește Halfway House, era fost dependent de droguri, care își luase undeva o cazare, găsise această pisică și la un moment dat proprietarul, fiindcă nu suporta nu voia animale de companie în casă, a luat pisica și a dat-o afară pe stradă. S-a dat în judecată proprietarul și a primit suma asta de bani, ceea ce mie mi se pare să fii fost dependent de droguri și să primești 1,4 milioane de dolari, cât de greu e să nu te apuci din nou de droguri? Asta e întrebarea mea. Să ai atâția bani. Dar a făcut oricum a doua greșeală, am înțeles că s-a căsătorit. Da. Din start, deci jumate din bani duși. Bă, ce am citit eu în finalul știrii astea e că ăsta de a primi banii, de a avea pisica, da, nu era nici pisica lui. Nu era pisica lui. Era o pisică cipată, aparținea altcuiva. Deci aia el a luat... Proprietarul Halfway House-ului ăla nu a aruncat-o înapoi în stradă de unde a găsit-o ăsta, ci a dus-o la un adăpost. Ăia au scanat-o, cum scanezi animalele. Da. Ca la făcut bip. O să fim și noi, da, dacă... Exact, a făcut bip. O să fim și noi dacă stați în casă, așa? Da. Acum, eu iară, nu cred că în România ar fi fost o problemă asta. Cum să iei tu o pisică de pe stradă și să o duci în casă la omul ăla când scrie cu bold în contract? Fără animale de companie. Păi vine la drogat. Peste tine... Un drogat. Un drogat. Un drogat. Să-l dracu de drogat. Acum e și plin de bani. Altfel, pisică frumoasă, nu pot să zic că... Da, sau pisică nenorocită, că poate pisica a plecat de la primul proprietar, a fost, ia, bești de aici. Da. Sau poate ăsta a furat-o, nu îl credem pe drogatul ăsta, că a găsit o pisică. Asta zic. Și el a furat-o și a luat 1.400.000. E incredibil. Oricum nu valorează. Și a și dus pisica înapoi. Pisica e bine, mersi. Da. Pisica n-a vrut să dea declarație. Vrei să iei pisica mea, Alex? Felix? În cele din urmă. În cele din urmă, Felix. Cât, uite, dacă voi aveți un motan, nu? Da. Dacă l-ați pierde, Doamne ferește. Doamne ferește, vi-l luăm. Vi-l luăm. Doamne ferește. Ce recompensă sunteți dispuși să plătiți pentru motanul respectiv? Foarte mulți bani. Foarte mulți bani? Prea mulți bani. Okay. Și servicii. Eu bani. Și adresa? Nu, glumesc. Vă trimit Dar tu, George, poți să răspunzi și la întrebarea asta. Tu ai două pisici. Am două pisici. Pentru una aș plăti o grămadă de bani. Dar nu există copil favorit. Da, da. Nu știm. Vom afla episodul următor. Asta a fost episodul numărul 6 de Breaking Views. Vă mulțumim foarte mult că ați fost aici alături de noi. Sunteți foarte tari. Mulțumim. Sunteți foarte tari. Extraordinar. Sunteți minunat.
Vreau să vă zic, înainte să încheiem, că noi ne-am auzit atât de bine și atât de frumos pentru că ne-au ajutat partenerii noștri de la Sound Creation și le mulțumim foarte mult și lor. De asemenea, vreau să-i mulțumesc în mod special și lui Ciprian, că uit uneori să-i mulțumesc lui Ciprian. Hai o rundă de aplauze pentru Ciprian care la sunet aici la Lumii și ne ajută. Și lui Sorin o să-i mulțumesc eu și în descriere, dar pe YouTube nu-i problemă, dar și Sorin face super treabă. Credeam că în privat. Așa, ăsta era tonul pe care ai zis. Dacă îmi fură pisica, fac orice. În această seară, pentru dumneavoastră, au fost Geo Adrian, Felix, conspiraționistul nostru, Boxy, Ioana Luisa, eu sunt George Dumitru. Vă mulțumim George foarte Dumitru, mult mulțumim. Și ne revedem. Ciao. Pa, pa! Mulțumim!